Dorin Tefnescu reacționează la achitarea lui Ponta. Iohannis va trebui să răspund sublinierea cer scuze. Codrin Tefnescu, secretar general adjunct al PSD, reacționează la decizia CJ de achitare a lui Victor Ponta în dosarul rovinarii turceni, în care n-a cerea sublinierea sa de închisoare. Decizia nu este o bombă pentru DNA. Rămâne însă o bombă pe care n-a aruncat-o în PSD, pe vremuri. Pentru ce acest dosar mizerabil fabricat lui Victor Ponta, când era presubliniere dintele celui mai mare partid din România, sublinierei prim-ministru în funcție, a avut urmări grave asupra vieții tuturor, care au dus până la pierderea guvernului, sublinierei anularea a ceea ce milioane de români votaser. Practic, decizia statului paralel, n-a sublinierei SRI n-a creat această fecetură, a schimbat în mod practic istoria națiunii, ceea ce este atât de grav încât nu poate fi contabilizat, sublinierei cuantificat în acest moment. Este o asemenea nervozitate în rândul membrilor PSD, sublinierei a milioanelor de simpatizanți care ne-au votat, încât întrebarea firească pe care un tot necesit urgent un răspuns, cine se face vinovat, sublinierei cine va fi tras la răspundere pentru toată această mizerie care la vremea ei a adus, sublinierei prejudicii mari de imagine României. Iar Iohannis va trebui să răspund sublinierei cer scuze, sublinierei pentru declarațiile făcute în cazul Ponta la momentul respectiv, a declarat Codrin Tefnescu pentru Stiri pe surse.ro. Fostul premier Victor Ponta, sublinierei fostul senator Dan Nova au fost achitați, joi, de magistrații instanței supreme în dosarul turceni, rovinar, în care au fost judecat pentru fapte de corupție, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanță. Decizia instanței nu este definitivă. Decizia înaltei curți de casație, sublinierei justiție, nu este definitiv, putând fi atacat de procurori. La ultimul termen al procesului, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea pentru Victor Ponta, sublinierei pentru Dan Nova. Ancheta în acest dosar a durat aproape 4 ani. Iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecat în timpul mandatului. Procurorul DNA a solicitat condamnarea lui Victor Ponta pentru fals în înscrisuri sub semnătura privată, complicitate la evaziune fiscală, sublinierei sepelare de bani, sublinierei o pedeapsă complementar în cazul acestuia.